Tratamentele făcute acasă pentru înfrumusețare rămân o amintire. Românii cheltuie lunar sute de lei la saloane pentru îngrijirea personală. Cele mai căutate sunt metodele ce au ca scop slăbirea și remodelarea corporală. Tratamentele tradiționale, care necesitau timp îndelungat, au fost înlocuite cu tehnici moderne de cosmetică, prin care se obțin rezultate optime într-un timp scurt. Tratamente fie de slăbit, remodelare, tonifiere, epilare definitivă sau fotoepilare, ce înseamnă eliminarea firului de păr, dar și tratamentele faciale. Aceste tratamente sunt destinate atât doamnelor cât și domnilor. Se face o evaluare corporală, facială sau fotoepilare și în funcție de parametrii și de dorințele lui se creează o schemă de tratament personalizată și mergem exact cu o schemă de tratament și un plan nutrițional adecvat clientului. În funcție de bugetul personal și de dorințe, atât doamnele cât și domnii au parte de servicii diverse. Totul se petrece într-un mediu ambiental, fiind urmărit o schemă de tratament bine stabilită de terapeut, în funcție de necesitățile clienților. Durata ședințelor variază în funcție de tratamentul ales. Durata unei ședințe de fotoepilare oscilează între 5 minuțele și chiar și o oră sau două ore în funcție de zonele pe care le dorește doamna sau domnul să le facă. Adică dacă ar dori să facă picioarele complet, brațele, zona de inghinal, durează puțin mai mult pentru că este o procedură destul de migăloasă. Procedurile moderne de cosmetică sunt non-invazive. În ultimul an, numărul constanțenilor care au investit bani în tratamentele de înfrumusețare a crescut cu până la 25%, deși prețurile depășesc uneori 1000 de lei pentru un abonament.